Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, ne aflăm la Valea Călugărească. Despre Valea Călugărească, în ultimii 4 ani, în 2020, de fapt, s-a întâmplat un lucru pentru mulți incredibil. Iată, o doamnă independentă, deci două aspecte extrem de sensibile, nu știu să cum să spun, în scena politică românească, ar vrea să câștige funcția de primar. Alături de mine se află doamna Ioana Neagu, primarul comunei Valea Călugărească. Vă mulțumesc, doamna primar, pentru faptul că, iată, în premieră, spuneți că nu prea ați dat interviu până acum, că, doamne, mai întâi să facem și pe urmă să vorbim. Vă rog, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația. Femeie, o doamnă, primar. Spuneți-mi, vă rog, asta este experiența în administrația locală. Da. Cum au fost acești 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de zile, din postura de primar? Acești 3 ani și jumătate din postura de primar au fost numai ani de muncă. Adică tot timpul a trebuit să gândim cum să aducem Valea Călugărească acolo unde este locul. Unde este locul? Locul este din punctul nostru de vedere, evident. Din punctul meu de vedere, Valea Călugărească trebuie să fie la un nivel european. Așa cum trebuie să avem în toate sistemele și în toate investițiile pe care noi le aducem. Sunt cuvinte mari, Valea Călugărească la nivel european. Valea Călugărească, noi o știm, trecem spre Buzău. Vedeam stânga, dreapta, știam că sunt probleme, știu de acum 4 ani de zile, că erau probleme mari cu utilitățile. Da. Și noastră spuneți Valea Călugărească, vă doriți să o aduceți acolo, la un nivel european. Da, să zic, sunt cuvinte mari. Sigur, și o să o aducem acolo, pentru că în acești 3 ani și jumătate am lucrat efectiv, am luat problemele pe priorități. Prioritatea zero este apa. Apa în localitate, unde... Cum era în 2020? În 2020 aveam această stație, da. Un rezervor în Valea Largă, în Valea Mantei, de 500 de metri cubi, care a alimentat toate satele din Valea Călugărească și două sate de jos, Dârvar și Cosleți. În Valea Călugărească sunt 15 sate, iar sistemul de alimentare cu apă nu era dimensionat și suficient pentru a ajunge apa peste tot. Nu mai vorbim de calitatea apei, acum vorbim de cantitatea apei. Erau sate unde nu ajungea apa cu zilele. Vorbiți serios sau exagerați? Da, nu vorbesc serios. Perioadele de vară foarte critice, pentru că aici, când am venit, erau aceste foraje. Da. 5 foraje la număr, pentru care n-am avut o carte tehnică să știu cum stăm. Și atunci primul lucru am făcut denisiparea acestor foraje și am încheiat carte tehnică pentru fiecare, unde... Ați vrut să, de fapt, să aveți un tablou general, exact, nu? Exact, să știm de unde plecăm. Și avem 2 foraje la o adâncime de 110 metri, foraj la 80 și ceva de metri, chiar și la 64 de metri. Să știți, dragi prieteni, că ciuda aparențelor, doamna primar nu este inginer de profesie. Nu e foarte, din contră, e contabil, adică nu a semnat contabilitatea, da, nu? Da, dar în anii dar le știți atât de bine că... Luni de zile am lucrat numai pe sistemul de apă, să înțeleg mecanismul, să înțeleg cum stăm și ce avem de făcut. După denisiparea acestor puțuri, următoarea... Da. Etapa a fost să montăm un grup de pompare care era achiziționat, dar nu era montat aici. Funcționa decât o singură pompă, una era arsă, iar a treia pompă tremura și funcționa undeva la 40%. Prin montarea acestui sistem de grup de pompe, ne-am gândit că cel mai bine e ca rezervorul din Valea Mantei să fie prins în oglindă cu această stație de depurare. Am fost la rezervor, acolo nu exista nici măcar curent. Am tras curent electric, am avut probleme de proprietate și aici și acolo, aici suntem noi proprietari, dar nu aveam ridicări topo, nu aveam cărți funciare, nu aveam proprietate. Le-am rezolvat pe toate pe rând,
sus la Valea Mantei, proprietatea terenului ICDVV-ul, am făcut documente ca să putem să tragem curent electric acolo și am prins în oglindă rezervorul de la Valea Mantei cu stația de epurare. Ceea ce înseamnă că nivelul apei din rezervor tot timpul se vede aici în aparatele pe care le-am montat noi. Numai că acest plus care l-am adus a fost și un minus, că în momentul în care electrica a mers să taie curentul de pe dealuri, s-a oprit curentul și la rezervor. Și ați luat generator? Ce ați făcut? Nu, echipaj, oamenii care operează aici nu au sesizat că toată ziua nu au plecat pompele să le dea drumul pe manual. Și atunci rezervorul s-a golit da? Și a ajuns de a intrat în rețea și în casele tuturor cetățenilor, da? Un mâl, o mâzgăuă, ceva roșu cu fier, cu pământ, cu nisip. Și a distrus aparatura centrale și tot ce a folosit fiecare la acel moment. Asta a fost moment de criză. Acesta a fost un moment de criză în care am anunțat DSP, operatorul, mediul, tot și am mers la rezervor. Rezervorul la acel moment avea aproape de 2 metri de acest mâl, ceea ce înseamnă că el nu a fost curățat. Conform legii, rezervorul trebuie curățat cel puțin de 2 ori pe an. La 6 luni spune legislația. La acel moment, zi și noapte am stat, s-a curățat rezervorul, am reușit într-un final să finalizăm această procedură. S-a dat drumul la apă în rezervor și atunci am văzut că se pune varul cu lopata. Deci nu există clorinare. Varul cu lopata? Cu lopata, da. Ca acum 50 de ani. Așa se punea și aici la stație și la rezervorul de sus. Motiv pentru care, după ce am terminat această problemă care a fost foarte grea pentru cetățeni, foarte grea să o aduci la un nivel bun, pentru că cât a purjat la apă, acel mâl, acel nămol care era de ani de zile, era pe rețele, nu da, se putea. Da. În momentul când ai dat presiune, se curăța și tot. Deci tot mâlul ajungea în gospodăriile la vinetele oamenilor, inclusiv, care evident că erau nemulțumiți, se uitau către primărie, nu? Absolut. Am făcut la momentul ăla cereri pentru a nu se mai plăti apa în această perioadă. Nu am reușit. V-ați enervat tare da, atunci. Da, da, da. Am fost, am luat semnături, am depus. Nu am avut reușită. Și atunci am zis, hai să facem ceva să nu mai ajungem niciodată în situația asta. Ceea ce am mers eu personal cu operatorul pe teren și am făcut purjări la toate căminele și să învăț eu și să-mi notez toate căminele și cum funcționează pe fiecare zonă în parte. Pentru că această apă cu nămol a ajuns inclusiv la mine la Dârvar, care eu stau în satele de jos. La acel moment venea apa de aici, de la Valea Călugărească. Nu era apă la Valea Călugărească, nu erau multe zone, era o problemă, mai ales zona un pic de sus, că aici avem șes, avem deal, avem zona de jos de la sate. Da, sunt trei forme de relief, da? Da, adică și e foarte greu, fiind gravitațional peste tot. Atunci am decis, primul lucru, să facem o instalație de clorinare, Ca să nu se mai pună cu lopata varul în rețeaua de... Absolut. Adică, vorba dumneavoastră, cred că de bunicii noștri sau... Da, plus că nu era igienic, plus că nu suntem în secolul 21, totuși, și trebuie să... Apa se numește potabilă, deci trebuie să fie potabilă. Și atunci am decis să achiziționăm clorinare, stație de clorinare, două containere unde am instalat această clorinare. Dar pentru a putea face clorinarea, trebuia ca toată apa din foraje să vină într-un singur loc. La acel moment, fiecare foraj intra în rezervorul de aici de 100 de metri cubi, fiecare aleator, unul sus, unul jos, stânga, dreapta, nu avea nimic centralizat. Atunci am făcut aici un cămin de strângere a tuturor
forajelor, la momentul ăla 5 la număr, dar știam că cantitatea apei nu este suficientă și știam că va urma să forăm un alt put. Când am făcut instalațiile, am lăsat... Asta ca cetățenii să aibă apă cât mai mult timp, că știu că la Valea Călugărească și pe, în această zonă e problemă cu apa. Se oprește apa, de fapt, problema, ideea, întrebarea e când curge vara apa. Noi nu am oprit apa, dar da, nu am avut suficientă cantitate și presiune să ajungă peste tot. Da. Motiv pentru care trebuie să mai forăm, pentru că trebuie să ai sursă alternativă. La ora actuală câte puturi sunt? La 6. Și vă mai gândiți sau sunt suficiente? Nu, ne mai gândim. Deci, după ce am făcut acest cămin și am adunat toate forajele, 5 la număr, la momentul ăla, și conductă și am făcut legătura cu stația de clorinare, ca toată apa să fie adunată la un loc și analiza să se facă pentru toată, pentru toate cartierele, toate satele, toate, da. Pentru tot ce vine de aici. Da. Și atunci clorinarea știe să-și facă singură treaba, funcție de ce analiză iese la acel moment. Astfel încât oamenii să consume, să când beau apă, să aibă siguranța că este potabilă. Exact. Cum spuneți un pic mai devreme, da, adică... Exact, exact. După aceea am obținut avizul de la SGA ca să poți să forezi un put, ai nevoie în primul rând de proprietate. Am făcut intabulare aici, în zonă, am făcut carte funciară, am întocmit proiectul, da, am luat avizul de la Mediu și de la DSP și l-am depus la SGA la București. SGA-ul vine, face sondări în teren, da, și funcție de datele care le au, statistice de ani în urmă, ne dau sau nu ne dau aprobarea pentru foraj. Noi am primit aprobarea să forăm un put la 150 de metri, echipat cu cabină interioară, ceea ce am și făcut. Mai avem aici 270 de metri de conductă de la forajul nou până la stația de epurare, foraj care este prins în acest cămin și acum avem 6 foraje. Pentru viitor. Da, asta vreau să vă întreb. Din calcul, o întrebare în paranteză. V-ați gândit să vă faceți masterul în alimentare cu apă? Fiindcă când, le știți... Când fiindcă vom finaliza apa și canalizarea, fiindcă le știți cred atât că da, de bine, încât puteți să... da? Nu duceți pe la școală și luați examenele. Da, și încă o întrebare. De ce ați spus atât de mult? Noastră ați supervizat fiecare etapă? Da. Da, eu am fost pe teren cu tot, dar le-am și gândit și le-am discutat cu specialiștii înainte, pentru că în primul moment era foarte greu. Nu știi ei sistemul de apă, faptul că aici nu s-au făcut investiții în foraje, în ceva, în rezervoare, 30 de ani de zile, s-au făcut decât extinderi. Iar această sursă de apă, la un moment dat, nu mai e apa și cantitatea care era. Nu mai este suficientă. Că, de fapt, dacă eu să metri cub, să presupune ca să fie ușor, da, și în momentul în care s-a extins, cu încă 50 de metri, evident că nu ești mulțumit nici nici ajunge apa, de fapt, la extindere. Și automat, că toți oamenii sunt nemulțumiți, dau presiune la robinete. Da, da, exact. Și de aceea îmi doresc ca pe viitor să mai facem aici încă un foraj. Da. Nu se știe niciodată sursa de apă când dispare, pentru că acum sunt probleme, am auzit, în foarte multe localități, și noi să ne luăm o sursă alternativă și în momentul în care mai forăm încă un put, nu vom avea probleme garantat. Adică nici pe timpul verii? Ce vă spun? Nici pe timpul verii. Nici pe timpul verii, nu. La momentul acesta, noi încă mai lucrăm la investiții. De aceea va trebui să ne mutăm în altă locație ca să explicăm fiecare investiție în parte și rolul ei. Da, doamna profesoară, deci în alimentare cu apă, oricum, dragi prieteni, v-am spus, doamna primar, are contabilitate, este contabilă. Înainte de emisiune vă spun ceva, mi-a spus domnul Enache. Mie mi-a fost foarte clar din prima zi că doar prin atragerea de fonduri europene, fonduri externe, Valea Călugărească poate să se dezvolte și pe urmă evident că mi-a vorbit despre alimentarea cu apă, a insistat și vedeți că și acum ne dă o adevărată lecție. O ultimă întrebare, doamna primar, înainte de a merge în altă locație. Spuneți-mi, vă rog, această clădire, de acum 30 ceva de ani, ce am înțeles, aveți de gând să o schimbați, că totuși vorbim, tot vă întreb și pe profesoara în alimentare cu apă.
Doamna Neagu, spuneți-mi, vă rog, această clădire, există șanse, există fonduri pentru a, pentru a avea una mai nouă și mai frumoasă, vorba? Sigur că da. Avem accesate fonduri pe Angel Salini, pe programul PNI, pentru a construi aici o altă clădire cu toate instalațiile noi, cu alt grup de pompare, absolut, grupul de pompare, clorinare tot, se va face stație de deferizare, de dedurizare a apei, se vor face echipamente care fac analizele biochimice pe loc, înainte ca apa să intre în rețea. De aceea am spus că o să ajungem la un stadiu de Uniune Europeană și acolo unde trebuie să fie Valea Călugărească. Această clădire va fi conservată, la fel și rezervorul de 100 de metri cubi va fi conservat și se construiește un alt rezervor după alte tehnologii, după normele 2024, europene. 2020. Absolut, absolut. Puteți avansa și un termen de finalizare? Deci noi, la momentul ăsta, am avut licitația în, acum un an de zile, s-a întocmit proiectul tehnic, s-au luat aprobările, toate avizele, inclusiv CNAIR-ul, pentru că noi vom merge cu investițiile mai mult de aici și ajungem în DN și a trebuit să luăm SDN-ul și CNAIR-ul. Am dat autorizația de construire, iar în acest moment urmează să primim devizul general de la proiectant, ca urmare a licitației și a proiectului tehnic, da. De o hotărâre de Consiliu de aprobare indicatorilor și ordinul de începere a lucrărilor. 2 ani? 3 ani? 2 ani ca și execuție, dar ca și începere a lucrărilor preconizez 2-3 săptămâni. Așa curând? Așa curând. Și proiectul nu conține doar stația de aici, avem și 8 km de canalizare. Da. În zona de la primărie la dispensar, puțin din Valea Poienii, Valea Ursoi, Pandeleștilor, dispensarului gravitațional în stația de epurare pe care o avem existentă. La fel și la stația de... Înlocuirea rețelei sau introducerea rețelei? Introducere, nu există rețea. Nu există rețea. Acum sunt primii kilometri pe care începem de canalizare în Valea Călugărească. Este cea mai scumpă lucrare din domeniul rețelelor publice. Absolut. Cea de canalizare și grea. Adică, și cea mai grea și disconfort. Dar ca să poți să faci lucrurile... Omletă trebuie să spargi ouă, da. Exact. Că nu poți să vii cu... Noi mai avem program pe Angel Salini și șanțuri și poduri și drumuri conexe. Numai că nu poți să... fac șanț și pot să sparg să vin cu canalizare. Canalizarea este așteptată din semnalele pe care le primiți de la oameni? De fapt, cred că da, e o întrebare apa retorică. Și canalizarea sunt problemele 0 sau minus 1 pentru localitatea noastră. Când venim cu instalațiile, cu tot ce trebuie, după care venim și facem frumos, adică trotuare, șanțuri, piste de biciclete de canalizare? La momentul ăsta, în acest proiect, avem 8 km, dar noi avem pregătite și depuse și discutăm într-un alt interviu, da, despre canalizare pe fonduri europene. Toată canalizarea. Spuneți-mi, o ultimă întrebare aici. Ziceam și la începutul emisiunii, dumneavoastră, care știți cu cifrele foarte bine, când ați văzut situația financiară a primăriei, de atunci, din primul moment, ați realizat că doar fondurile externe, fie că sunt guvernamentale, fie că sunt europene, pot dezvolta, pot face ca Valea Călugărească, ca oamenii de aici, de fapt, să aibă condiții de viață bune la nivelul anului 2024? Da, din experiența pe care o am la Bucov și unde am accesat fonduri europene 20 de ani, o localitate la fel de mare și Bucovu, unde canalizarea a fost finalizată în anul 2012, numai pe fonduri europene. Deci doar fonduri. Bine, costă foarte mult, da, să ajungem mai devreme. Da, pentru că costă adică... foarte mult. Iar când am venit aici, normal, am făcut echipă. Primul lucru, din colegii mei de la primărie, fetele, am lucrat cu ele și am explicat... Și am explicat fiecare ghid de accesare în parte
și au avut deschiderea, determinarea, pasiunea de a lucra împreună, non-stop. Noi la fonduri lucrăm numai după ora 4, că până atunci nu avem când. Ne lucrăm de la ora 4 până nu mai contează, 11, 2, 3 dimineața, sâmbăta, duminica. Că de la 8 la 14, la 16 suntem cu cetățenii, cu problemele de zi cu zi ale primăriei. Că sunt probleme zilnic. Da, problemele curente. Și atunci da. Fondurile europene, fondurile guvernamentale, AFM-urile, absolut tot ce am depus și nu am ratat nimic, chiar dacă unele fonduri ne-am încadrat sau avem un singur proiect unde nu am reușit să-l accesăm, pe apă și canalizare, Vârfuri, Scheau și aici la Rachieri, datorită faptului că în ghid era obligatoriu să existe un master plan. Noi, când am luat master planul, nu l-am făcut, nu e făcut de primărie, nu-l întocmim noi. La momentul 2016, când a fost întocmit, aceste trei sate nu au fost cuprinse în master plan. Deci nu aveau master plan. Nu da. Celelalte sate pentru care am depus au existat, aceste trei sate existau pe Bucov. Și atunci, evident că n-a putut această finanțare, proiectul, dar nu am, noi l-am depus, dar l-am pierdut pentru faptul că nu am existat în master plan. Să mi-a rămas în minte altceva. Dumneavoastră spuneți că în primăria Valea Călugărească lucrați cu alți colegi, cu alți funcționari publici după ora 16 la fonduri europene? Da, și s-au specializat în fonduri europene. Colegii mei, adică doamna contabil, de la ISU, de la secretariat, de la achiziții, de la urbanism, din toate departamentele, pe lângă ce fac, mi se pare wow. Nu avem specialiști, nu am reușit să putem să angajăm pe cineva pe fonduri europene și atunci posturile sunt blocate, da. Au fost și sunt încă blocate, este foarte greu să găsești pe cineva care cu experiență pe fonduri europene să vină la o primărie să lucreze pe 3.000-4.000 de lei, da? Un salariu la primărie și atunci singura soluție a fost să învățăm personalul primăriei care s-a dedicat, le-a plăcut și după toată munca noastră, cu fesul în cap, cu dureri de cap, cu de toate, nopțile și weekendurile, când câștigi proiectul, avem bucuria de a ne îmbrățișa și asta e cel mai important. E bucuria noastră, bucuria lui Dumnezeu că e cu noi și că ne-a sprijinit, ne sprijină și ne dă putere să mergem mai departe și să depunem pe toate fondurile deci care există. Deci continuă cu acea. Noi încă suntem, deja avem pregătite proiecte de depunere. Da. A, deci nu... Nu ne oprim până nu accesăm tot, pentru că noi ca și buget local, la 2 milioane de euro pe care avem pe investiții pe an, numai în alimentarea cu apă, din bugetul local, s-au cheltuit anii aceștia în jur de 650.000, adică un procent destul de mare, dar important e că am prioritizat această problemă ca să ajungem cu ea într-un final și să zicem am realizat această problemă și trecem la următoarele. Și PNRR-ul, iată, vine cu o nouă stație, cu o nouă clădire, cu o nouă tehnologie de clorinare automată, cu analize, cu... Deci se schimbă total. Da. Mi-a rămas în minte lopata cu varul, adică de acolo ați preluat. Și eu am fost șocată și mult timp mi-a rămas și mie în minte, multe luni de zile, până când am decis și am, în urma discuțiilor cu specialiștii, am găsit soluția. Adică era mai greu la început, pentru că eu nu eram inginer în apă canal, dar dacă trebuie, te mobilizezi și le înveți. Vom continua discuția, dragi prieteni, cu doamna profesoră, cu doamna primar. Revenim imediat. Ne aflăm, dragi prieteni, în Valea Săracă. La prima vedere, ce vedeți dumneavoastră aici este o banală platformă, însă doamna primar, doamna profesoară, în alimentarea cu apă, i-a povestit că, de fapt, este o investiție extrem de importantă. Da. Această investiție înseamnă un cămin de vane, da, de capacitate foarte mare pentru echilibrarea presiunii în zone. Adică în momentul în care apa merge spre Valea Largă, Nicovan, Valea Poieni, unde sunt probleme de
apa nu ajungea. Da. Sau în momentul în care spălam rezervorul, că v-am zis, de când am venit eu, rezervoarele se spală la 6 luni. Când dădeam drumul la apă, aveam probleme și nu ajungea la blocuri. Ajungea la etajul 2 și la etajul 3 și 4. Nu era presiune? Sau? Nu, da, nu existau aceste vane pe care, unde poți să reglezi presiunea în zonele unde este nevoie. Poți să lași presiunea mai mică în anumite zone, unde merge gravitațional și nu sunt probleme, și atunci să dai presiune mai mare pe zonele unde este necesar. Funcționează? Este ok? Este eficient? Care sunt semnalele de la cetățeni? Este foarte eficientă pentru că la ultima spălare de rezervor, oamenii nici n-au mai sesizat că noi l-am spălat. Atât de, pentru că, datorită faptului că noi le curățăm acum la 6 luni, nu mai găsim nimic pe fundul lui, puțin nisip și atât. Deci procedurile durează mult mai puțin, umplerea, având pompele noi, forajele, cantitatea de apă suficientă, se umple repede rezervorul, intră în rețea. Acum nu mai sunt probleme la blocuri, nici nu s-a mai știut că noi am spălat rezervorul și că l-am golit și l-am umplut la loc. În același timp, apa nu mai ajunge în 2-3 zile în zonele de Valea Poienii, Valea Ursoi, Nicovan, a ajuns în aceeași seară. Deci sunt foarte eficiente, iar pe viitor, după ce vă prezint o altă investiție, același sistem de vane mai trebuie executat și mai la ieșire din Valea Călugărească. Spuneți-mă, rog, în vara aceasta, vara anului 2024, dar vă rog să fiți pesimistă, oamenii, locuitorii din Valea Călugărească, ei sigur se întreabă, domnule, vor fi probleme cu apa? Vor mai fi probleme dacă va fi secetă? Dacă vom avea apă la robinet? A fost o problemă reală. Știu, și Ploieștiul știe că la Valea Călugărească funcționa, programul de alimentare cu apă era redus. Eu garantez că în vară nu avem probleme cu apa, nu sunt pesimistă pentru că știu ce fac, știu ce investiții avem la momentul ăsta în lucru și care se vor finaliza cam 2-3 luni maxim, cu cât va trebui să avem recepții la fiecare, da, cu ISC-ul, să, așa. După fiecare foraj, noi am făcut studiile de tratabilitate, studiile biochimice, DSP-ul mediu, adică nu am introdus niciodată apa în rețea până nu am avut toate studiile și tot ce necesar că apa este potabilă. Și vara anului 2024 nu aveți emoții? Nu am emoții pentru că am făcut alte investiții care ne ajută ca zonele în care au fost probleme să nu mai existe această problemă cu apa, pentru că de aceea am făcut investiții să o rezolvăm odată. Apropo de zone cu investiții, veți vedea, dragi prieteni, vom reveni imediat dintr-o asemenea zonă care înainte se confrunta cu probleme grave în alimentarea cu apă. Ne aflăm, dragi prieteni, în satul Pantazii, unde până acum ceva vreme oamenii puteau să facă baie până în jurul orei 21-22, până atunci neavând apă. Înainte, aș vrea să vă întreb ceva înainte de a vorbi despre acest cartier, acest sat, doamna primar. Nu pot să nu vă întreb. În drum spre Pantazii am trecut pe lângă un loc și noastră a spus, domnule Enache, aici va fi o creșă. Da. Și sunt foarte mulți, sper să fie foarte mulți ploieșteni care, pentru noi, care se uită la emisiune, fiindcă la Ploiești de-abia acum se va construi o creșă, cererea e foarte mare și știați, domnule, e o creșă de mari dimensiuni, adică nu este o creșă cu 20-30 de locuri. Două întrebări, când se termină și dacă primi și ploieștenii, că sigur vor fi, sunt familii disperate, că n-au unde să ducă copiii la creșă, nu au cu cine să-i lase și sunt într-o situație extrem delicată. Da, creșa este aprobată pe programul CNI. Da. A fost procedura de achiziție. La acest moment se află în procedura de licitație pentru dirigintele de șantier. Ulterior, terenul pentru creșă a fost predat de primărie către CNI, pentru că CNI va face această investiție, da, pe terenul nostru.
în acea zonă ca să putem să realizăm asta. Am făcut un puz, intabulare puz și ulterior proprietatea ca să putem accesa fonduri pe CNI. Creșava... Erau niște condiții, mă scuzați, erau niște esențiale, da, adică fără aceste lucruri... Nu exista, deci trebuia să intri proprietatea. Noi nu am găsit aici intabulări, nu am găsit cadastru și atunci pe fiecare bucățică de teren pe care am făcut ceva, înainte de toate am început cu intabulare, carte funciară, cadastru și după aceea am demarat mai departe toate procedurile. Asta înseamnă... și timp. Mult timp. Timp, bani, da? Energie. Avize, da. Chiar și aici la fel, nu aveam intabulare, am intabulat, avem 4.000 de metri intabulați aici. Stați acum. Că nu plecați de la creșă. Deci, da. Deci la licitație, va fi licitație. Creșa e în licitație. Și undeva în 2-3 ani, credeți că... 2 ani de zile, atât are, 48 de luni. Ea va fi construită lângă pădure, la Valea Călugărească. 48 de luni, 4 ani. 2 ani. Și va fi executată și decontată de CNI. Vor fi 110 locuri, avem creșă mare, mare, foarte mare de fapt. Cu spații de joacă pentru copii. Nu și grădiniță, doar creșă. Nu, da? Doar creșă. Doar este wow, doamna primar. Da, este cea mai mare creșă. Este wow și pentru Ploieșteni, dacă primiți. Noi avem 110 locuri, funcție de locurile pe care le avem disponibile oamenii, la momentul acela. Oamenii din Valea, părinții, tinerii, au invocat des absența sau nevoia unei creșe? Au invocat, da. Noi am făcut și niște statistici înainte de a alege care creșă să accesăm și am ales creșa cea mai mare cu 110 locuri pentru că la noi nașterile sunt în jur de 98 pe an. Acum vedem funcție de fiecare care vor opta. Și mai ajutat și localitățile și de lângă. Absolut. Dar nu rămâne. Vă spun sigur că nu va rămâne un loc liber. Da, adică... și tot proiectul pe acei 10.000 de metri pătrați va fi amenajat. Spații de joacă pentru copii, parcări, spațiu verde, adică vor fi și părculețe de buzunar. Va fi ceva foarte frumos. Creșa nu va fi cu etaj, va fi amplasată parter toată și întinsă. Iar între ele vor fi făcute niște lucruri foarte interesante, cum se cupole pentru copii. Dar este un proiect nou, cadru. Unde va fi situată? Lângă drumul național? De la drumul național. Deci nu, deci nu la poluare, nu acolo... Din DN se intră pe Arva și acolo unde ați văzut pădurea, chiar la pădure acolo va fi amplasată, are intrare și din DJ și din statul, din colonie. E bine că ați ales acest teren lângă pădure, da. Sunt pitici, sunt copii mici, adică... E ceva frumos, da, adică da. Și vor face și activități în pădure și ce vor ei, dar sunt prea micuți. Și 100, da. Așadar, dragi prieteni, creșă la Valea Călugărească 110 locuri, undeva peste 2 ani și un pic, pe semne, va da, fi da, da, finalizată. Valoare de 225 de miliarde de lei. Da. 110 locuri, dragi prieteni, se poate așadar. Doamna primar, apa la Pantazii. Locuitorii făceau baie când puteau face baie când venea apa undeva seara târziu. Ce s-a schimbat? Am înțeles că a schimbat puțin și sistemul, da. Adică pe fond. Ca urmare a analizării cu specialiștii, da. S-a luat decizia că apa care vine de la Valea către satele Dârvar și Coslegi diminuează cantitatea de apă și așa care nu era pe Valea Călugărească și nici la noi nu era cum trebuie, adică nu era bine nici colo, nici colo. Și atunci am decis ca această conductă care a fost introdusă de la Valea Călugărească până la intrare în satul Dârvar de 5 km să o închidem, să lăsăm apa care venea la cele două sate, că cea mai multă apă venea la noi, că satele sunt cele mai de jos, da. Să rămână pentru Valea Călugărească și noi am decis ca să forăm aici un put pentru ca acest put să poată să alimenteze cele trei sate, Pantazii, Dârvari și Coslegi. Ceea ce am deci și, mai aproape, mai eficient, că de fapt eficient și cu investiție minimă. Adică noi am făcut această investiție de 178.000, acest foraj la 150 de metri, care este echipat, care are clorinare automatizată, tablou de
curent electric, toate la standardele de acum. Iar povestea generatorului care este? De ce ați avut nevoie de generator? Pentru a vă lua așa un backup, cum se spune? Nu. În satul Pantazi era un transformator de la electrica pe partea de curent, vechi de peste 40 și ceva, 50 de ani, nu mai știa nimeni de când e. Tot timpul se oprea curentul. Ba mergea o fază, ba nu mergea o fază. Dacă pica o fază, mereu pica faza cu forajul nostru. Oamenii n-aveau apă. Și atunci am decis, în primul rând, să rezolvăm cu transformatorul de la electrica. Am făcut demersuri, am ajuns până la Cluj. Electrica de obicei e cam stat în stat, nu prea... Dar ne-a ascultat pentru că a fost foarte perseverent și am solicitat acest lucru. Și după un timp, într-adevăr, când din nou s-a oprit curentul în sat, în acea noapte, cu sprijinul tuturor autorităților, au venit trei echipe de la Urlaz, de la Câmpina și de la Ploiești. Ni s-a trimis un transformator nou și în acea noapte s-a făcut această schimbare de la transformatorul vechi la cel s-a nou. S-a făcut lumină. S-a făcut lumină. Până atunci ne-am avut mari probleme. Nu era săptămână să nu pice curentul. Și atunci am decis să cumpărăm acel generator. Un generator de putere de 35 care să facă față la ce avem noi aici consum cu forajul. Orice foraj are 3,80 ca și consum. Și după achiziționarea acestui generator, l-am legat la partea electrică și la foraj, iar în momentul în care se oprea curentul, pornea generatorul automat și oamenii aveau apă. Dacă revenea curentul, generatorul se oprește automat. Și am rezolvat această problemă, chiar dacă oamenii nu au curent, măcar au apă. Deci apă în Pantazii e rezolvată problema. Pantazii, da? Dârvar și Cosleci. Toate cele de trei deservim de aici la acest moment. Da. Pentru viitor, după ce facem investiția la Rachier, pentru că acolo avem investiție nouă și de pompe și de clorinare, vom aduce clorinarea mare de acolo, pompele, pentru că toate sunt noi de 2-3 ani, și vom face aici o stație de alimentare cu apă, vom construi și un rezervor de 200 de metri cubi, ca să fim și aici în toate standardele normale. Chiar v-ați propus să rezolvați atunci, problema, da, până în ultima casă din ultimul sat, adică nu... Și tot în plan avem încă un foraj, tot în această zonă, pentru că prin programul PNRR, fonduri europene, am câștigat europene, da? Da, proiectul apă canalizare pe toate satele de jos, iar satul Radila nu are apă. Iar acum când începem execuția, se vor executa lucrările și pentru apă și atunci Radila va fi legată tot din acest veste loc. Wow pentru locuitorii, da, din Radila. Da, da, da. Este. Și important, mai sunt adică... vești de dat pentru locuitori vis-a-vis de fondurile europene. Bun, o să revenim imediat, dragi prieteni, cu ultimul popas din acest drum al alimentării cu apă. E adevărat că a fost o poveste extrem de lungă în spate, foarte multe investiții făcute, foarte multe lucruri de andoaselea, până le-ați dat de cap, vorbeam și la începutul emisiunii, că până ați reușit să aveți un tablou generat, exact, că nimeni nu l-avea. A trecut destul de mult timp, iar după aceea au fost nevoie de foarte mulți bani. Revenim. Ultima oprire, dragi prieteni, de astăzi, suntem la Valea Poenii. Înainte de a vorbi despre acest obiectiv din spate, care are o poveste, o istorie aparte, doamna primar, vreau să vă întreb două lucruri. În drum spre Valea Poenii vorbează despre piste de biciclete. Mi-a zis de vreo două ori. Da. Este un subiect care vă preocupă. De ce vă preocupă? În măsura în care, iată, Valea Călugărească, am început să am o imagine destul de clară, aveți foarte multe lucruri de rezolvat. Ați luat primăria de la minus, cum se spune, fără fonduri, fără proiecte, fără cadastru de foarte multe ori, fără, nu poți să n-ai cadastru, nu accesezi niciun fond european. Piste biciclete, în ce cheie le vedeți? În ce sens?
Pistele de bicicletă pe care vreau să le executăm, le am cuprinse în cap așa, pe domeniu. În primul rând trebuie să avem noi proprietatea și Da. proprietatea am găsit între Dârvar și Pantazii, unde avem 7 metri de proprietate Da. noi. Iar pentru piste, 7 metri lățime, zi. lățime, Da. lățime. Că e necesar, avem 4 metri pentru piste și mai de trebuie și rigola aferentă ca să ne încadrăm în ghid. Pentru asta A am tot fonduri europene? Tot fonduri europene și aici am identificat primul teren unde la fel facem la momentul ăsta ridicare topo, intabulare, după ce avem proprietatea putem să depunem fondurile. La fel suntem în căutare de locații pentru proprietatea primăriei unde putem să mai facem aceste piste de biciclete. Sunt cerute, asta e zona foarte frumoasă, da, cel da. Puțin aici unde suntem noi, e o zonă cu deal. Așteptați ce? Pentru oamenii din Valea Călugărească sau chiar și apropo de drumul vinului, sunt foarte multe da, crame în zone, adică pentru turism, vedeți și o Valea Călugărească turistică? Da, aici e altă poveste de dezvoltare. Da, o vedeți? Da, absolut. De dezvoltare turistică. Înseamnă zona de dealuri, înseamnă drumul vinului, unde și aici încercăm să găsim fonduri pentru a executa investiții. Atâta timp cât nu avem investiții și nu avem ce oferi, nu are cine să vină la noi. Corect. Pentru că dacă e pe drumul vinului, trebuie să oferi ceva. Și atunci investițiile trebuie să fie de la noi și atunci oamenii vor veni și investitori cred că vor fi destui. Avem și un ADEI cu Consiliul Județean pe Ținutul Vinului, se numește acum, unde în parteneriat se lucrează la proiecte pentru depunere de zonă de pensiuni. Dar în care e inclusă și Valea Călugărească, și da? Valea Călugărească, da, în parteneriat cu Consiliul Județean și alte primării. Deci, pista de biciclete o vedeți și pentru oamenii de aici, dar și pentru turiști, și pentru, pentru o ieșire în natură, de și fapt. Și pentru toți oamenii, numai că trebuie făcut în zonele unde nu venim momentan, unde avem investiții de apă și canal. Pentru că nu poți să vii cu pistă de bicicletă și după aceea să spargi și corect, să strici. Pe de altă parte, nu poți să ai pretenții, apropo de ținutul vinului, de turiști, cât timp nu ai utilitățile, apropo de pensiuni, apropo de investitori, drumurile, cât timp drumuri, da, apă, gaze. Da, da. La gaze care e situația? Apropo, ați vrut să faceți ceva în ăștia 3 ani jumate? Da, cu gazele am rezolvat pe un proiect care l-am găsit aici. Și pentru satele de jos, Dârvari, da. Coslej, Radila și Pantazim. E proiectul finalizat, da? Este, da, finalizat. A fost o firmă care a lucrat foarte bine. Am făcut recepția, oamenii deja s-au legat la conducta de gaze și noi avem gaze din iarna care a trecut. Avem gaze, cei care au reușit să se branșeze până la acest moment, pentru că e vorba și de bani. Dar sunt peste 500 de gospodării care s-au branșat deja la gaze. În anul 2021 am depus pentru toate zonele unde nu erau gaze. De exemplu, dau un exemplu, satul Racheri. O stradă avea, o stradă n-avea, sau jumătate de stradă avea, jumătate nu. Și atunci am depus la Distrigaz pe gratuitate, și am obținut aceste proiecte și deja lucrările sunt executate. Cum adică gratuitate? Oamenii n-au plătit? Nu, oamenii, nici primăria, pentru că a fost atunci un program pe Distrigaz și dacă îmi făceam într-un termen de și depuneam, totul era pe gratuitate. Inclusiv refacerile tot ei le-au făcut, primăria n-a plătit nimic și nici cetățeni. Asta înseamnă, e un exemplu extrem de relevant. Asta înseamnă să fii cu ochii, să fii informat și să fii tot timpul cu ochii pe tot felul de programe, pe furnizori de utilități, să fii informat apropo de administrația locală. Da, și astea de regulă.
trebuie să fii nu atât de informat cât la secundă, pentru că îți trece glonțul la ureche în fiecare zi. Fondul european apare azi, poate să aibă depunere mâine la 12 noaptea, cum a fost AFIR Târgoviște, și pe drumul. Nu e corect, cel puțin mie nu mi se pare. Asta e procedurile, noi ne aliniem, le-am învățat. Și dumneavoastră ce puteți face ca să a doua noi zi? Noi pregătim proiectele dinainte. A lucrat atunci, în avans, cum se spune. Da. Le-aveți, le țineți în sertar, da. A apărut taxa, ați depus proiectul. Da, mai lucrăm, pentru că noi avem proiectele pregătite, dar când apare ghidul final, atunci avem criteriile și ne adaptăm la ghid ca să fie eligibil. Apropo de fonduri europene... Și atunci se lucrează flux continuu, adică nu... Apropo de fonduri europene, eu am spus și o să continui și o să facem și un proiect pe această temă, dragi prieteni, Europa dezvoltă România. Europa dezvoltă Prahova. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în sac. Există primării, slavă Domnului că sunt mai multe, care au în frunte niște oameni care accesează, care vor bani europeni, care știu că nu pot dezvolta comunități decât cu banii, cu banii europeni. Și de asta, faptul că dumneavoastră lucrați împreună cu funcționarii, echipa, cu echipa dumneavoastră, după ora 16, că lucrați în avans proiecte, da. Și pe urmă repede, e contratimp, e adevărat, dar sunt bani care nu sunt din bugetul local, ceea ce este wow. De exact. Fapt, aici este marele secret. Altfel nu ai cum să faci o dezvoltare a localității decât pe veniturile din bugetul local. Care sunt mici, nu numai la Valea Călugărească, în raport cu nevoile cu oamenilor. Necesitățile, da, care în raport sunt, cu nevoile, da. Că cerințele oamenilor sunt sus, adică oamenii vor. Absolut. Că oamenii văd colo-colo, vor și la sunt noi. Sunt și afară, au plecat și în străinătate foarte exact. Mulți. Iar aici trebuie investit în toate domeniile. Deci, ca să finalizăm ideea cu gazele, așadar, printr-un program Distrigaz ați reușit și gratuit Distrigazul a acordat, a tras conducta și oamenii s-au putut acorda, cei care au dorit, ceilalți urmând fără probleme, fiindcă am văzut că sunt trase conducte către proprietăți. Aici, dragi prieteni, la acest bazin, zic corect, da? Da. Are o istorie aparte, pe de altă parte, în dreapta mea este un deal, unde doamna primar spunea că au căutat cu lumânarea, ca să nu mă exprim, da? Proprietățile primăriei. Care este, ce deservește, ce localitate deservește acest bazin sau va deservi și că, de fapt, acest bazin, în ciuda aparențelor, are o vechime de 24 de ani. Da. Care este istoria, pe scurt, și mai ales care este viitorul? Da. Acest bazin de 500 de metri cubi a fost construit în anul 2000. Jumătate a fost turnat într-un mandat și jumătate în mandatul celălalt. Dar un bazin ca să țină apa trebuie să fie turnat totodată, pentru că asta e, în primul rând, asta e legea, n-ai cum, la momentul ăsta. Deci și coabitarea nu merge. Da, nu. Și nu a ținut niciodată n-a ținut apa în el. S-a tras conductă până la... Da. Deci n-a putut, deci nu a... De a curs apă, n-a ținut apa. Asta a fost problema. A fost făcut degeaba, de fapt. S-a încercat să facă ceva bun, dar nu... Nu s-a făcut, probabil, la momentul ăla. Deci trebuia turnat dintr-o bucată și... Da, turnat dintr-o bucată. A fost un proiect, l-am văzut, l-am studiat, l-am analizat, am chemat iar specialiști în domeniul de bazine să văd dacă îl dăm jos sau putem să-l reabilităm. Pentru ca să-l dai jos te costă foarte mulți bani, ca să-l reabilitezi cu bani puțin poți să faci lucruri mari și poți cu restul să mai... punctezi o problemă, două pentru localitate. Trebuie pentru care, ca urmare a tuturor discuțiilor și asta, am găsit o firmă care se ocupă de doar de bazine, de injectarea acestora și de reabilitare, care avea ca obiect, bănuiesc. Da, asta. Da, vreau să spun că au multe recomandări de la de unde au lucrat, unde au făcut injectări și au rezolvat bazine cu apă în ele, la societățile specializate de apă. Și atunci am încheiat contractul și am început reabilitarea acestuia. Este finalizată reabilitarea? La momentul ăsta este finalizat, s-au făcut injectări, s-au făcut procedurile, 6 proceduri au avut specializate pentru așa ceva. Ține apa acum, da? Bănuiesc că s-a au umplut, am făcut anul trecut prima probă de apă, când am mai dat pe colo, s-a dat apa, s-au făcut din nou injectările,
prin exterior cu el gol, prin interior după ce s-au golit, dar s-au dat semnele cu el plin prin interior, da? A fost o poveste a întreagă. A fost o poveste, da. Și aici am, acesta este și un cămin de vane care și acesta a fost reabilitat. La momentul ăsta a mai fost umplut de 2 ori, acum este cu apă în el. Pentru a vedea dacă mai există. Da, și nu mai există, suntem în fază de recepție, am anunțat ISC-ul, constructorul, toți proiectanții și urmează să facem recepția într-o săptămână, două. Tot în proiect au fost și aceste trotuare și scurgeri, șanțuri de scurgere. Acest bazin, ce localități va deservi? Va deservi aceste zone cu impact maxim, pentru că fiind un pic mai sus, apa nu ajunge cum trebuie. Valea Poeni este o mare problemă, unde ne aflăm aici, Valea Ursoi, Valea Largă, Nicovani, probleme de cantitate a apei. În momentul în care noi dăm drumul la acest bazin, dar pentru a da drumul, trebuie să terminăm această investiție între dealuri. Noi, la momentul ăsta, la nivelul localității, avem un singur bazin la Valea Mantei, la fel ca acesta. Tragem conductă de 140 cu membrană și cu fir. V-a spus că e profesor. Asta înseamnă că nu mai trebuie nici fir și firul ăla. Așa, plec eu de la primărie, nu mai știe nimeni, vine cu un detector și firul detectează și știe pe unde este conducta, mai ales că au fost probleme. Deci va rămâne un istoric, și dacă e o problemă știu unde să intervii. Exact, exact. Oricând și la orice oră. Nu mai spargi 200 de metri sau... Știi exact unde este și intervii punctual. Exact. Asta înseamnă noua conductă. Această conductă noi o avem introdusă la acest moment, se lucrează la cele 6 cămine și mai avem această parte unde se și vede conducta, pentru că fiind malul cel mai înalt, aici se fac niște injectări de conductă pe dedesubt ca să fie la același nivel cu conducta. Solul, cu conducta de acolo până aici și vine gravitațional în acest rezervor. Și după toate aceste operațiuni, oamenii se întreabă, Doamne, eu am înțeles. Eu a fost bine că s-a putut reface după aceste lucrări complexe. Oamenii întreabă la modul cinstit, Doamne, și când va fi dat în folosință? Deci noi cu rezervorul am rezolvat, cu conducta mai avem cam o lună și cu recepție 2 luni, să zicem. Și mai avem o singură lucrare de făcut, deci de la rezervor 350 de metri de conductă până în primul cămin. De acolo de unde va pleca apa prin conductă în toate satele. Așadar undeva 3-4 luni vi se pare un termen? Mi se pare mult. 2-3 luni. Deci în 3 luni de zile oamenii Vor avea apă toți și atunci dacă la nivelul de azi un singur rezervor de 500 deservește toată valea și a deservit și 2 sate de jos, acum avem încă un rezervor de 500 care va deservi fără probleme și nu vor mai fi probleme de apă. Suplimentar, aici avem un alt proiect pentru foraj de puț. Alt foraj nou. Avem proiectul, deja este aprobat de SGEA, s-au făcut toate studiile și ne ocupăm de achiziție, facem procedura de licitație și începem forajul, ca în momentul în care vom avea 6 foraj, acel foraj va deservi rezervorul și de la cel din Valea Mantei, nu mai lăsăm pe conducta de 140 să vină tot, vom lăsa 50% decât, sau cât va fi necesar, pentru că și aici vom automatiza rezervorul și în momentul acela va fi apă în toată localitatea, fără problemă și va fi și sursă alternativă. În cazul în care pică la rachieri, rămâne aici, în cazul în care pică acolo, adică tot timpul te gândești că de un... Este foarte important. Calamitate de ceva, adică este foarte... Apropo de calamități, dar nu mai avem timp. Că și aici am văzut foarte multe rigole, foarte multe sați. În toată comuna a fost. Și n-am ajuns. De fapt, inundațiile au fost problemele. În 2021 am eu când am venit stradă Cătunu, era închisă de ISU, datorită faptului că picase jumătate din stradă.
în Da. Șoavă. Șoava are 9 metri și jumătate adâncime. Acolo s-a făcut o consolidare foarte frumoasă, un proiect frumos, da, după soluțiile din Germania. Pe Valea Mantei, toate șoavele care la fel picau și s-ar fi închis și Valea Mantei s-au consolidat, am primit banii pe calamități, iar pe buget local și parteneriate cu Consiliul Județean am făcut rigole în foarte multe zone ale localității, în fiecare an am atacat câteva zone, pentru că, de exemplu, ultima investiție pe trei străzi Buzești, toată apa venea de pe deal, din stradă și se intra în dene, acolo unde venea poliția, se oprea circulația și erau mari și mari probleme. În caz de inundație acum, mai există zone sensibile? Zone încă mai sunt, dar ce s-a întâmplat până acum și unde s-a inundat, deci veți continua să... au fost rezolvate, da, rigole continuăm. Avem chiar un proiect chiar și în Anghel Salini, avem rigole Valea Ursoi. Noi le-am gândit înainte. Dacă noi am făcut pe parteneria cu Consiliul Județean străzile Buzești, pe partea Valea Ursoi facem pe Anghel Salini, ele se unesc și atunci adunăm toată zona într-o șoavă care e la ADN. Și de acolo pleacă. Toate zonele astea trebuie gândite. La Dârvar, cimitirul era în apă un metru, un metru și ceva. La fel s-au făcut rigole, s-au găsit niște conducte de la fostul combinat chimic, ne-am legat în ele, apa se duce undeva în Lipă fără probleme. Deci s-a rezolvat problema la cimitir. S-a rezolvat la cimitir, la biserică, la Dârvar, la fel. Unde apa era de un metru, s-au făcut rigole de scurgere, la fel și acolo am găsit niște cămine unde am putut să ne legăm și nu mai sunt probleme de inundații. În Rachieri, în câteva zone, la fel, în zonele de jos, am făcut și în zonă de sus, diguri, diguri de-a lungul satelor, diguri de la Pantazie la Combinat, la Rachieri, în spate, la Radila, la peste tot. Deci veți continua diguri cu rigole. Da. O ultimă întrebare, doamna primar. Veți candida pentru nou mandat cu ce gânduri? Care sunt sau cu ce gânduri veți candidați? Acum 4 ani i-ați bătut pe toți, toate partidele. Ați candidat independent. Da. Adică, ce spuneam și la începutul emisiunii, a fost șoc-șoc văzut de la Ploiești. Cine independentul? Stai că nu e un, e o. Care a câștigat, da, la Valea Călugărească. Cu ce, cum intrați în noul, sau în noua campanie? Intru cu aceleași forțe, că n-am obosit deloc. Și cu mult mai, adică cu o echipă sudată, din ce cu înțeleg. Cu o echipă sudată, în acești ani mi-am clarificat toate problemele localității. Dacă eu la candidatură, în primul mandat, am luat la picior toată localitatea și am văzut din afară ce probleme sunt, ei, când am venit la primărie am descoperit că sunt mult mai multe probleme, le-am identificat pe toate și le vom rezolva cu răbdare, cu muncă, putere și în echipă, normal. Nu mai candidați independent. Nu mai candidez independent, pentru că în această perioadă de 3 ani și jumătate, tot sprijinul pentru localitatea noastră l-am primit de la Consiliul Județean, prin parteneriatele care au fost încheiate cu noi, prin proiecte și parteneriate câștigate pe fonduri europene cu Consiliul Județean. Ultimul câștigat este pentru școli. Toate școlile din localitatea noastră vor avea mobilier nou. Stați că facem serial, vor avea, dumneavoastră. Vor, o să facem... Celile de sport vor fi... Poate mai facem o emisiune, fiindcă ați văzut și despre un centru cultural, mi-ați povestit. Așadar, aveți... Bun, așadar, nu mai candidați independent. Nu. Candidez împreună cu Partidul Național Liberal, cu Consiliul Județean, cu cei care m-au sprijinit și au fost alături de mine atunci când eu eram dezorientată și mă duceam și spuneam, sunt Valea Călugărească, am 15 sate și nu știu de unde să încep.
A fost greu Consiliul Local ca independent? A fost bine, nu foarte greu, adică am fost foarte transparentă, am explicat fiecare proiect și aici, nefiind lucrurile puse la punct, orice proiect era viabil și nu avea cum să fie dat înapoi pentru că era necesar pe toate domeniile, pentru că n-a scăpat nimeni, nici cultura, nici copiii, nici drumurile, nici nimic. Aveți și un club sportiv. Vă mulțumesc, doamna, doamna primară. A fost o plăcere să vă cunosc și, pe de altă parte, să văd că, iată, o doamnă poate performa, încă o doamnă poate performa, e și Elena Lasconi, vine acum în minte încă un nume de doamnă aflată în fruntea unei primării, poate performa și poate face ca o primărie luată de la minus 1, să spunem, să ajungă să acceseze împreună cu toată primăria, cu toți colegii, fonduri externe, până la premisa că bugetul localității Valea Călugărească era total insuficient în raport cu nevoile, nevoile da. Oamenilor. Da. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați însoțit și vă propun să ne reîntâlnim, poate cu, că mi-ați povestit, cu, erați mândră, erați fericită cu, cu sportul. Vă mulțumesc și cu centrul cultural și cu locurile de joacă. Vă mulțumesc, doamna primar, și pentru lecția, iată, de alimentare cu apă pe care ne-ați oferit-o astăzi. Vă doresc succes. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.